După ce tatonările cu Ionuț nu au dus nicăieri, Adelina a găsit un mod mai brutal, dar poate necesar de a-și explica nemulțumirile. Nu-mi place că ești susținut de îngerașii mei, asta mă deranjează. Azi, nu știi tu. Că am primit scrisoare în care mi-au spus că ești susținut. Poate să ai mei, nu să ai tăi. Sunt ai mei. Odată ce mă votează. Nu să te mai voteze pentru mult timp, stai liniștit. Te asigur eu de asta. Tu n-ai știut cum să te dai pe lângă mine ca să fii susținut aici? Și cu toate astea, tu n-ai vrut nimic cu mine. Dacă voiam asta, rămâneam în continuare. Toate celelalte, dar te-ai dat pe lângă mine ca să fii susținut. Dacă voiam asta, rămâneam lângă tine. Păi tocmai că n-ai vrut să rămâi lângă mine, asta era chestia, doar că te-ai dat pe lângă și mine. Și când am fost eu susținut în afară de azi? Păi de tocmai din cauza asta ai fost susținut, că te-ai dat pe lângă mine ca să fii susținut. Asta crezi. Și ți-am spus, nu ai vrut nimic cu mine, le-ai vrut pe toate celelalte. Eu am vrut să cunosc, nu să... Păi că tocmai, nici cu tine n-am avut nimic. Am vrut doar să cunosc fete, nu? Păi te-ai dat pe lângă mine. Doar ca să fii susținut. Mă lași cu vrăjeala asta. Crezi asta e urmărit. Tu crezi că eu stau aici doar pentru de drag de a pentru asta te-ai dat tu pe lângă mine, ce ai zis? Hai să mă dau puțin pe lângă ea, că e... Tu te-ai dat pe lângă mine. Eu pe lângă tine? Te înșel, eu n-aveam nimic de câștigat. Hai, ia-ți pozele, scrisoarea, că plec de aici. Unde ți le las? La mine. Care pozele-i? Nu, stau cu mine. Și alea cu noi doi? Păi am niște bine, nu e niciun. La revedere. Mulțumesc. Dacă-i musai, cu plăcere. Dar Ionuț și Adelina mai aveau totuși de încheiat niște socoteli mai vechi. Și nu ne referim la poze. Fără să deschizi subiecte de vorbă cu mine, bine? Atunci plec înapoi. Nu, îmi dai pozele și atât. Păi da, dar vreau să-ți explic. N-ai ce să-mi explici, hai. Dar să alegem. Cine, doamna Eugenie, ți-a zis? Nu, am văzut eu treaba asta. Da, da, dacă era așa, nu mă mai îndreptam spre alte fete, mă îndreptam doar spre tine atât. Păi tocmai, te-ai îndreptat spre seama. Toate, pentru că ești fals. Ce ai făcut? Mi-ai luat poza mea? Vrei și tu poza cu mine? Poftim poza cu mine. Pentru că tu ai intrat în casă, te-ai dus la date cu ela, da, e de înțeles că vrei să le cunoști pe toate, normal, nu am nicio problemă atâta timp cât nu aveai treabă cu mine. După, vorbești cu mine ce vorbești, după... Te duci la Maria, îi spui că vrei să o cunoști pe ea, după ce i-ai spus și ele că vrei să o cunoști, după aia te întorci către mine oarecum. Și de când m-am dezatașat de tine? Când am fost la Capricii cu Amalia, joi, și tu dimineața mi-ai zis că ai vrea să fac pași spre tine, că ți-ai dorit ceva cu mine și pe material... Nu am zis că mi-aș dori! Ba da, așa ai zis. Faci pași către mine. Și pe material ai zis că nu te interesează prezența mea, că nu te interesează, că vrei să iei de alte băiat. Și crezi că de acasă cum o să pară părinții? Alina spuse că dacă am văzut ce ai vorbit cu Raluca, și a spus că nu mă interesează ce ai vorbit cu Raluca. Și crezi că îmi pasă? Pare o genul de om care se stea după un băiat, acum pe bune. Nici eu nu-mi dor lucrul ăsta. Și atunci? Din momentul ăla mi-am dat seama că... Degeaba stau lângă tine, că oricum stai puțin, nu meritai să stau deloc lângă tine, aia a fost problema. Pentru că tu... Ce ai făcut? Ți-am zis ce ai făcut. Și totuși ai încercat să faci pași către mine doar ca să ai susținători. Susținători. Băi, s-a văzut cu ochiul liber. Ce-am văzut? Că ești fals? M-am îndreptat și eu spre altă fete pentru că în tine n-aveam... Cu siguranță, da. Ai mers cu mine la Antena Play, ai mulțumit susținătorilor mei. Pentru că în scrisori erai pomenit și tu. Era tichetul meu de flori și de la susținătorii mei? Despre noi doi era vorba în scrisoarea aia. Nu, vrei să arăt, vrei să arăt scrisoarea? E aceeași susținătoare din grupul meu de îngeraș care mă susține pe mine. Fetan, dacă crezi că am făcut lucrul ăsta, Dumnezeu Iisus și mă bate oarecum. Pe lângă tine a fost absolut majoritatea fetelor, cum e eu, Amalia. A fost și Seba care am dansat mere cu tine și putea ca susținătorii tăi să-i voteze pe ei, nu pe mine. Probabil a văzut în mine o persoană, na, altfel decât ei. Probabil au văzut o persoană care ar putea să se apropie de mine, să aibă ceva cu mine. Asta a fost problema. Îmi vine să cred că am stat lângă tine 3 săptămâni și oricum n-ai înțeles nimic. N-am înțeles nimic. Am înțeles tot ce era de înțeles, crede-mă. Da, m-a deranjat faptul că... Stai un pic, stai un pic, Ionuț. Da, Adelina, nu-i un pic aroganță așa să spui că oamenii l-au votat pentru că ești tu? Nu. Poate că oamenii au văzut la el că e un băiat decent, că are bun simț, că e la locul lui. Adică tu l-ai desființat din două vorbe pentru ce? Pentru că nu l-ai plăcut? Nu. Omul a încercat. Probabil susținătorii mei au văzut că noi doi ne-am potrivit, probabil. Dar de unde fizic știi sau tu? Nu știu. Dar de unde știi tu ce gândesc cei care l-au votat pe el?
De unde știi tu ce gândești cei de afară? El mi s-a părut fals față de mine, nu știu. Nu. Dar tu cum ești? Realitatea. Nu induc un răspuns. Tu cum ești? Ok, eu nu ți-e fals. Tu ești reală? Da, sunt reală. De ce râzi când spui dar, asta? Dar așa mi s-a părut, nu știu. Adică dacă rămâneam doar lângă ea și îmi doream să fiu susținut în continuare, nu încercam să cunosc alte fete. Asta am explicat. Asta stai un pic. De ce e fals? Eu mi-amintesc că el a intrat în casă și nu ți-a ascuns că vrea să te cunoască. La fel cum a spus da, că vrea să cunoască toate fetele singure, lucru pe care l-ai afirmat și tu. Vreau să cunosc toți băieții și apoi să văd dacă mă pot apropia de cineva. Corect? Până aici? Ok. Dintre toate fetele singure, dacă mi-amintesc eu bine și cred că încă mă ține memoria, deși mă apropii de o vârstă venerabilă, cel mai mult timp a petrecut în preajma ta, arătând cumva că te place. N-a contat asta, nu i-ai dat nici măcar, nu, cum să spun așa, măcar vreodată șansa să spun hai, ok, să fim 3 zile în cunoaștere, să vedem, poate avem subiecte comune, poate avem filme care ne-au plăcut împreună, sau orice. Nu, tot timpul îi tăiai așa, orice tentativă. Și acum totuși cumva îi reproșez că omul e în top, dar, repet, nu știm cum votează oamenii de afară. Adică, mi se pare un pic aroganță din partea cuiva nu să vadă așa lucrurile. Doar că mi s-a părut că susținătorii mei nu au văzut de fapt că el de fapt nu-și dorește nimic cu mine și... Pot spune ceva? Dar tu ce-ți dorești, Adelina? Păi dacă nu doream ceva cu tine, nu mai rămâneam lângă tine și nu încercam să te cunosc în continuare. Explică-mi totuși ce-ți dorești tu? Pe Alexandru, probabil, înapoi. Nu, hai, vă rog, fără comentarii. Vreau să-mi spun, Adelina, sincer, uite... Chiar vreau să știu. Zi, Adelina. Eu mi-am dorit să întâlnesc pe cineva și să îmi fac ceva aici frumos, dar dacă nu a fost posibil. Da, dar tu nu ai dat o șansă nimănui. Nu aveam cui. Și atunci de ce îți cerți că săracu om a încercat și că a văzut tocmai că nu aveai cui, că a văzut că nu-ți place de el. Doamna Elena, ce părere aveți? Ceea ce a spus și dumneavoastră, m-am întrebat-o și pe ea de ce fals. Pentru că am zis, păi eu nu ți-o altceva, nu, fals nu. Nu pot să zic că e fals. Adică chiar el? El este un copil educat, un copil sensibil, bun. Eu o iubesc pe ea, ea știe foarte bine, dar chiar am întrebat-o. Și... A, nu, Doamne ferește, m-am bucurat, dar... Ceartă pe susținători. Nu, chiar m-am bucurat pentru el. Dar nu știu, mi s-a părut că a fost fals față de mine. Și ocazie cu care simt nevoia așa uneori, chiar dacă o să primesc iarăși o mulțime de mesaje de alea cu venin în inbox, vreau să vă reamintesc faptul că scopul acestei emisiuni este să cunoașteți pe cineva și să ieșiți de aici într-un cuplu sau în cel mai bun caz căsătoriți. Că de asta emisiunea se numește Mireasa și nu... mă fac vedetă la TV sau orice altceva. Asta este lucru pe care simt uneori nevoia să-l spun. Că oamenii vin aici să cunoască alte persoane, să fie deschiși, că de fapt despre asta e vorba. Să fii deschis să cunoști pe cineva.